Cafeneaua Artiștilor a fost astăzi gazda colocviului organizat de Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci și Teatrul Tudor Vianu. O viață în slujba inovării a însemnat întâlnirea reprezentanților OSIM și a inventatorului Justin Capră cu publicul giurgiuvean, prezent în număr mare și entuziast în fața unei asemenea întâlniri. Cei prezenți au avut ocazia să descopere spiritul viu al celui care este Justin Capră. Dincolo de cei 81 de ani ai săi, acesta rămânând un veșnic tânăr ce poartă pretutindeni în lume imaginea reală a României în care trăiește, visează și creează. Eu nu pot să spun că americanii au furat ceva. Pentru că ideile apar paralel. Important e cine o face primul. Acum, întâmplător, am fost noi primii cu aproape 4 ani înaintea lor. Dar performanțele lor au fost mult mai bune. S-au folosit și în Vietnam aparatul de zbor, s-au folosește și în cosmos sau deplasările intercapsulare. Întotdeauna trebuie să avem și proști și deștepți, pentru că altfel nu merg lucrurile. Spuneau romanii, infinitus est numărul stultorum, infinit e numărul proștilor. Hristos spunea, mulți chemați puțin aleși, Lăpușneanu proști, dar mulți. Și Martin se întreabă, ce n-am face noi dacă n-ar fi proștii să ne aprecieze? Mai multe amănunte despre întâlnirea de astăzi a giurgiuvenilor cu inventatorul Justin Capră. Sunteți invitați să urmăriți imediat după Jurnalul de Știri în ediție specială.